Dmitri Medvedev anunță că Rusia luptă cu satana. Moscova își va trimite toți dușmanii în focurile eterne ale genei. Fostul președinte rus Dmitri Medvedev a declarat că războiul Rusiei din Ucraina este un conflict sacru cu satana. Avertizând că Moscova și-ar putea trimite toți dușmanii în focurile eterne ale Ghenei. Dimitri Medvedev, care în calitate de președinte între 2008 și 2012 se prezenta dreptul modernizator liberal, a declarat că Moscova se luptă în Ucraina cu nebuni drogați și naziști. Susținuți de Occidental despre care a spus că le curge salivă pe bărbi din cauza degenerării. Într-un mesaj de marcare a Zilei Unității Naționale a Rusiei, Medvedev a declarat că misiunea Patriei Mamă este de a opri conducătorul supremaliadului indiferent de numele pe care îl folosește Satana, Lucifer sau Iblis. Medvedev, în prezent vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, a declarat că Rusia are diferite arme, inclusiv capacitatea de a trimite toți dușmanii noștri în focurile ghenei. De când a început războiul, retorca lui Medvedev a devenit din ce în ce mai înverșunată. Deși opiniile sale publice se potrivesc uneori cu mentalitatea de la nivelurile superioare ale elitei de la Kremlin. Armele lui Satan, a spus Medvedev, erau minciuni complicate. Iar arma noastră este adevărul. De aceea cauza noastră este corectă. De aceea victoria va fi a noastră. Sărbători fericite, a mai spus Medvedev.